Bă, cheladrane nenorocitule, ia-ți bă textura de roleplay, bă. Bă, cheladrane, ia-ți textura, că dacă nu mă mai lei episoadele tale de roleplay. Bă, fraților, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft roleplay. Da, mi-a luat textura, deci nu mai trebuie să vă plângeți în comentarii. Am primit foarte, foarte multe mesaje de genul ăsta. Bă, cheladrane, dacă nu ți-ai textura, o să mă dezabonez sau ceva genul ăsta. Ok, deci mi-a luat textura, uite, asta e. Ce-i drept, mi se pare puțin cam ciudată pentru că nu-mi place ținta asta, o țin de rotundă. Și dacă o pui spre cer să schimbă culoarea, vezi? Să face maro. Ok, uite podzolul. Pac, luăm așa frumos. Apropo, nu uita să dați un like. Am găsit unul aici. Ca să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod minunat de roleplay. Bun, haideți să muncim în continuare. Hai mai întâi să dau bal, să văd câți bani am. Am 766 de dolari. Deci în ultimul timp am muncit destul mult aici la mina de dirt și am făcut bani ăștia. Deci în acest episod o să mergem puțin la ferma de... De fapt, pardon, o să mergem la pet shop și o să ne cumpărăm un câine. Și dacă tot... De fapt vreau să dați voi nume. După ce o să cumpăr câinele, nu știu ce nume să-i pun. Mă gândeam eu la numele de Gigel. Să pun la numele câinelui Gigel. Sau la Tarzan. Sau la Heisenberg. De fapt, da, aveți trei variante. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce preferați voi. Ce nume preferați. Gigel, Tarzan sau Heisenberg. Adică Heisenberg tipul ăla din Breaking Bad. Ăla cu metamfetamina. Presupun că știți și voi dacă v-ați uitat la serialul ăla. Și probabil ați văzut că în ultimul timp am postat destul multe episoade cu roleplay. Adică, bine, 2-3 episoade într-o săptămână. Bă, e ceva. Adică, totuși, vă zic că săptămâna viitoare, adică o să aveți doar 2 episoade pe săptămână de roleplay, duminică și miercuri sau ceva genul. Deci da, bă, o să mă încurc puțin pentru că am mai filmat o dată. Adică bine, am filmat 5 minute și mi-a dat ca prostul, s-a văzut parola și chestii și a trebuit să... Am zis că mai bine hai să filmez la început. Așa că pana mea. Unde ești? La mina de dirt. Apropo, am anunțat pe Facebook că filmez. Deci dacă vreți să știți când filmez roleplay sau pe server nou în premium, cum ar fi pe Play sau Skype, PvP sau chestii, dați un link pe pagina Facebook. O să aveți un link în descriere. Parcă suntem 800. 800 de oameni. Bine, nu e mult. Dar până n-am făcut niciodată un info-video pe tema asta. Dar cred că o să fac în curând. Tipul ăsta și-a pus un dovleac pe cap. Hai să-mi pun și eu. Bă, de fapt, haideți să vând toate chestiile astea. Am 8 bucăți de pozol. Deci cred că o să facem 800 de dolari în acest episod. Haideți să vând aici toate astea. Bă, ce-i drept, am primit câteva chestii la abonați. Am primit, de exemplu, lopata asta de diamant. Pentru că știți că v-am zis că nu o să cumpăr niciodată lopata de diamant. Pentru că nu se merită. E prea scumpă, frate. Deci costă 42 de dolari. Bine, de fapt o să-mi cumpăr una în curând și o să-i pun, uite, enchant ăsta. Enchant, mai bine zis. Pentru că asta deja nu mai durează foarte, nu se sparge. A fost invitat la schimb. Hai să facem trade, facem bișniță. Ah, ok, dovleci, pământ. Bă, cam așa primesc de obicei. Primesc chestii astea mărunte. Deci nu vă așteptați la chestii de alea wow. N-am primit niciodată, de exemplu, 100 de dolari sau ceva genul. Cred că nu știe să confirme pe chestia asta, vezi? Ok, bă, să mai apas o dată. Se pare că nu știu. A, de fapt știu, ok. A, s-a spawnat ăsta. Haideți să vedem câți bani avem. Am 800 de dolari fix. O să mai sparg așa puțin cu lopata asta. Și după o să mergem la pet shop. Și o să ne cumpărăm un câine de la mic. Un câine micuț. Cred că pot să cumpăr și un name tag. Sau ceva. Vezi, nu știa cum se face trade-ul. Ok. A, da, și în... episodul în care l-am filmat. De fapt am filmat 5 minute sau ceva genul ăsta. Vă spuneam că de ce nu merge pay. Și haideți să vă mai spun încă o dată de ce nu merge comanda pay. Uite, de exemplu, pay X driver 10 dolari. Vezi, nu merge comanda pay și hai să vă zic de ce. Bine, asta cred eu. Pentru că există un bug cu banii. Și cred că tocmai de asta Trex s-a oprit, a scos comanda asta cu pay. Practic, bine, nu, n-aș vrea acum să vă zic care-i bug-ul cu banii. Mi-a spus și mie un abonat.
în comentarii, bineînțeles. De fapt, dacă vă duceți... De fapt, nu, hai să nu vă zic, că n-ar fi ciudat. Oricum, pe serverul ăsta n-aveți cum să folosiți bug-ul. Și, na. Cred că și pe player trebuie să fie scoasă chestia, că până la urmă e un bug destul OP. Și ciudat. Știi? Și, na, toți ar putea să folosească bug-ul și chestia. Tocmai de asta sunt atât de bogați. Ok. Hai să dăm noi bucata asta pe zol. Nu, nu, nu! Alat ăsta, bravo, boss! Ai, e abonatul meu ăsta, mersi, boss! Asta o dau la... Asta nu-i la trade. Bă, cam așa fac de obicei. Dacă mai găsesc anumite bucăți, le dau la abonat, să știu. Ia și tu asta. Trade. Confirmă trade. Ok. Na, până la urmă, bucata lui l-a găsit-o. Mai spar de obicei, bine, câteodată. Adică până la urmă nu e cine știe ce, 2 dolari, na. Unii sunt destul de sărași pe aici. Ok, hai să mai spargem, să spargem până să sparge lopata. Să spargem pământ, de fapt nu. Pentru că durează destul de mult. Și cred că o să mergem câteva minute până găsim noi pet shop-ul. Eu știu că e în direcția aia, parcă. De acolo, deci trebuie să fie în direcția pe acolo. Sper să nu mă rătăcesc prin oraș. Mă arată și de foarte, foarte multe ori. Băi, e destul de mare orașul și tocmai de asta. Poți să te rătăcești foarte, foarte ușor. Băi, și... Haideți să ciordim pozolul. În partea asta, nu e? Am v-a zis și în episodul trecut. E bine să vă uitați și pe aici pe la scări. Pentru că de obicei mai găsesc câte o bucată. Acum nu e niciuna. Bă, mi se pare atât de ciudat pământul. Adică cu textura, se vede așa mai... Se vede mai altfel. Cred că e default. De fapt, da, cred că un default edit. A editat anumite chestii la textură. Nu știu dacă o să joc mereu, mereu cu textura asta. Poate o să schimb și... Ok, vino aici să-i podzolul. E bucata? A, da, bă, e o bucată acolo jos. A, de fapt, asta poate el. Spargem chestia asta, e o bogosea ta. O meriți. Sper să o vadă. De fapt, nu o vede. Spate. Ok, n-a văzut-o. Uite aici barosane de la Cheladra, 2 dolari. Du-te la femei, de 2 dolari. What the fuck? Poate la cea mai urâtă femeie din lume sau ceva genul ăsta. Ok. Haideți să mai spargem puțin. Văd că mai am pe aici anumite chestii. Trebuie să mă duc să vând. De fapt, cel mai probabil în următorul episod o să mergem la mina de piatră. Ca să mai spargem pe acolo, o să încerc... O să încerc toate joburile, inimă de aur. Inimă de aur, prietenași. Și vreau să vă zic de ce o să postez doar 2 episoade pe săptămână. Bă, pentru că nu prea am ce să fac, bă. Adică, dacă aș posta, de exemplu, 3 episoade pe săptămână, ar deveni plictisitor. Pentru că, până la urmă, nu sunt foarte, foarte multe joburi. Și decât să stau în fiecare episod să sparg dovleci sau piatră sau chestii. Adică, n-a, v-ați prins, nu? O să aveți un episod covor, ce trebuie să fac asta? A, cred că se mai bucuiește câteodată, mă, și poți să spar și covor sau chestii. Am dăduse cineva un... Uite-l pe Diez, mexicano. Ok. Am dăduse cineva un buton sau ceva genul. Oricum, n-ai ce să faci cu chestiile astea, n-ai cum să le pui pe jos, n-ai cum să le vinzi. Dă-mi și furul. Mersi, boss. Am primit un... topor cam breaking. Băi, destul de bun, adică un breaking costă 25 de dolari, toporul costă vreo 5. Uite, 30 de dolari, vezi? De ce destul de bine? E așa de bine, bă, să fiu tu, vreau să primești chestii. Bine, chestii într-un joc virtual, deci, na, nu e mare lucru. Ok, bă, deci haideți să mergem la pet shop, ca să ne cumpărăm cățelul, sau să mi-l cumpăr în următorul episod. De fapt, bă, sper să nu vă supărați, dar o să-mi cumpăr câinele în următorul episod. Na, ca să fie așa frumos, știi? Știi cum zic? Haideți să spargem continuare. Ok, dă-i și fură pozolul, dă-i și fură pe tot. Bam. Am văzut foarte mulți care sparg pozolul cu mâna. În speranță că... What the fuck, bă, ce ciudat se aude că mănâncă cineva. Văd că textura asta are niște sunete și... Da, și mi se pare destul de ciudate. Haideți să săpăm în partea asta, poate găsim ceva interesant.
Mersi. Ai umăr? Bă, frate, n-am umăr, am 19 mere. Ia de aici. Uite ce mi-a dat Frenzy, dau lui Diaz. Sper că l-a luat tipul ăsta. Uite, încă unul. Bă, și eu m-am ajutat abonați toată. Bă, deci mi se pare atât de creepy că mănâncă cineva. Adică sunetul ăla. What the fuck? Episodul ăsta o să fie cam scurt. Adică nu știu sigur. Doar că vreau să randez puțin mai repede. Am mai filmat... Ok, am inventarul plin. Tocmai de asta trebuie să arunc anumite chestii. What the fuck? Cum faci, bă? Hai să arunc covorul. De fapt, trebuie să-l arunc așa pe jos. O să-l pun, uite, în chestul ăsta. Sper să pot să-l pun aici. O lăsăm, uite, așa, frate. Oare aș putea să scriu GGTX cu chestiile astea? Hop. De fapt, lasă așa, frate. Vreau să scriu Cheladran, de fapt. Dar n-am loc pe aici. Cheladran. Ok, nu pot. În fine. Deci... bă, haideți să mergem spre Pet Shop, pentru că în următorul episod vreau să fiu fix acolo. Deci, stați așa să mă gândesc pe unde ar fi. Deci, parcă din partea asta am venit sau din partea aia. De fapt, nu, parcă din partea asta. Deci, Pet Shop ar trebui să fie, uite, pe zona asta pe aici, adică drept în față, pe lângă mina de dar, stați așa, spawn, da, pe lângă spawn pe aici. Sper să-l găsești, tu că e destul de mult de mers. Haideți să luăm pe aici, poate luăm pe scurtătura sau ceva genul. De fapt, nu cred că e conseguit pe scurtătura. Bă, și sper până în episodul 10 să-mi iau și o mașină. Nu știu sigur cât costă o mașină, dar știu că e destul de scumpă. Deci o să trebuiască să fac $1000 și după ca să mă duc, adică trebuie să mă duc la mina de obsidian. Pentru că am înțeles că e cel mai profitabil job. Și am înțeles că mai e un job profitabil. Mulsul vacilor. Da, sună atât de ciudat. O să mergem să mulgem niște vaci ca să facem bani. Am înțeles că o găleată costă $40 și dacă mulgi o vacă primești 10 cenți pe găleată. Dacă folosești 20 de găleți, faci $2. Într-un timp destul de scurt, cred că în 30 de secunde sau ceva genul, ți-ai scos $2. Deci e destul de bine. Doar că va trebui să găsesc acea zonă unde se află vacile. Vas că nu prea cunosc mapa. Bă, sper că nu m-a rătăcit. Haideți să mergem eu în partea stângă. Sper să fie pe aici. Și am văzut că vă place destul mult roleplay-ul, adică seria asta. Adică până la urmă e un joc... L-am găsit, mă? Da, da, ar trebui să fie, uite, în zona asta. Știu clădirea asta în gheață. Cred că e pe aici. Bine, sper să fie pe aici. Roleplay e o serie destul interesantă, adică e un joc interesant. Un mod sau un minigame, mai bine zis. Adică, până la urmă, sunt foarte mulți youtuberi care au serie de roleplay și na. Hai că am găsit, bă. De fapt, n-am găsit. Am crezut că e ferma de dovleci. Era așa multe etaje. Dar trebuie să fie în față. Oricum, bă, fraților, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și un share, bineînțeles. Pentru că foarte mulți dintre voi vă uitați la videoclipurile mele, dar nu apăsați pe butonul de like. Și... na, nu prea e frumos până la urmă. De aici apăsați pe butonul de like, adică pe degetul ăla ridicat în sus. Știi cum zic? Și dați acolo un share dacă vreți, pe Facebook sau unde doriți voi. În fine, nu vă oblig. Sper că v-a plăcut, eu sunt Cheladran, pe data viitoare. Am găsit o chestie pe aici, acesta. În fine, nu contează.